în direct, începând din acest moment și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că avem întâlnire cu Dan Vardie, președintele jurului Autobest, și avem Autofan. Bună seara, Dan, bine ai venit pe Drum cu Prioritate, bine ai revenit. Bună seara, Radu, bună seara tuturor europenilor FM. A început programul Rabla cu oarecare întârziere pentru persoanele fizice, dacă nu mă înșel, ieri a avut loc startul. Însă Dan ne-a promis că ne va spune astăzi ce nu știm despre programul Rabla. Te ascultăm cu mare atenție. Așa este, Radu. Oameni buni, sunt foarte multe lucruri despre care s-a tot vorbit în media și noi, cei de la Europa FM, ne-am adus contribuția, și eu, și Radu, și colegii de dimineață. În fine, multă lume a vorbit. Sunt și lucruri însă care poate nu s-au realizat, poate nu le realizați foarte bine, și de aceea am să încerc să vă spun despre ce este vorba dintr-o altă perspectivă, și anume perspectiva voastră, a tuturor celor care, a noastră, a tuturor celor care poate am vrea să ne luăm o mașină. Și sunt niște modificări importante. În primul rând că la programele Rabla Plus, lucrurile s-au schimbat dramatic. Nu mai este suma de 45.000 de lei, cum era înainte la mașini electrice, ci de 51.000 de lei. Însă, ca să poți obții 51.000 de lei, până la urmă sunt mai mulți bani, nu-i așa? Ai nevoie de un autoturism casat. Iar dacă vrei chiar să mai casezi încă unul, iată, se poate, dar nu valorează decât 3.000 de lei, ajunge la 54.000. Iar dacă mașinile astea sunt mai vechi de 15 ani, mai adaugi cei 3.000 de lei, câte 1.500 de fiecare mașină, și iată așa, poți ajunge la 57.000 de lei bonus ajutor de la stat pentru o mașină electrică, ceea ce înainte nu putea fi vorba. La fel se întâmplă și la plug-in hybrid. Diferența este că acum, în loc de 20.000 cât era anul trecut, a ajuns la minim 26.000, cu condiția să predai un autoturism la schimb, iar dacă mai faci rost de încă unul, să face 29.000, și dacă adaugi mașini vechi de peste 15 ani, iată, se fac 32.000, iarăși o diferență foarte mare de ceea ce a fost până în acest moment, până în acest an. Pe de altă parte, este de spus că la programul Rabla simplă, Rabla clasic, toate aceste ecobonusuri și ele sunt similare, cum vorbeam la programul Rabla Plus. Diferența este că nu se mai pot combina între ele, adică ce e cu Rabla Plus rămâne acolo, ce e pentru Rabla clasic rămâne acolo. Și acum apare, Radu, o chestiune. Ce se va întâmpla la vânzarea acestor vouchere? Pentru că, da, oameni buni, vor apare probabil nu numai modificări, dar aș pune chiar mutații în piață. De ce? Pentru că atunci când îți cumperi o mașină electrică, suma oferită de stat este generoasă, și când cumperi acel voucher, s-ar putea să-ți poți permite să fii și tu generos. În schimb, la Rabla Classic lucrurile nu mai stau așa, și de aici cred că toate voucherele vor miga către mașini mai vechi de 15 ani și, în general, vor fi întotdeauna dorite mașinile electrice, pentru că acolo sunt cei mai mulți bani. Gândiți-vă că dacă eu am două vouchere, două mașini, și totuși îmi iau o mașină clasică obișnuită, mi-e foarte greu să dau foarte mulți bani pe acele vouchere. Astea sunt deja niște modificări pe care cred că le vom vedea în curând, până la urmă, cum se spune în lumea auto, vorbind de un marketplace care încă nu există pentru aceste vouchere, probabil că va apare și vom putea vorbi mai pândelete la momentul respectiv cum stăm cu specula acestor vouchere. Cumva este bine pentru toată lumea, Dan, nu? E bine și pentru cei care au mașini mai vechi și poate vor să scape de ele, dar uite că scapă pe bani mai mulți, da? Și e bine pentru cei care vor să-și cumpere mașini electrice sau plug-in hybrid, pentru că pot duce două astfel de mașini la casat, folosindu-se de cele două vouchere. Deci cumva toată lumea câștigă. Indiscutabil, gândirea a fost făcută pentru mașini foarte verzi, mașini electrice și mașini plug-in, este indiscutabil, sunt cele mai favorizate. Și cum este, cum ai spus și tu, toată lumea are de câștigat în frunte cu noi, cei care locuim în această țară, pentru că, până la urmă, trebuie să ne pese cam ce aer respirăm. Vreau să mai spun, Radu, de încă o schimbare importantă. Dacă până acum, în anii trecuți, trebuia să vii ca persoană fizică, cetățean, care îți cumpere o mașină, trebuia să vii cu un aviz din ăsta de la taxe locale, pentru că ești în regulă cu taxe locale, începând de anul acesta, îți trebuie și de la ANAF, la nivel național, că ești în ordine cu taxele locale, cu taxele naționale,
că nu ai amenzi, că nu ai datorii la stat, ceea ce în general la persoane fizice lucrurile sunt 99% la taxe locale și impozite, că acolo ne plătim cu toții taxele și impozitele, dar, mă rog, s-a introdus această, aș spune eu, o nuanță de birocrație în plus, dar s-a introdus și e bine ca oamenii să știe că acum mai au de luat încă un aviz ca persoane fizice din altă parte. Sunt și alte schimbări, Radu, legate de limitele de CO2 pentru care se califică o mașină de vechime. Acum nu mai e 8 ani, e 6 ani. În fine, s-a vorbit despre ele, sunt toate reale, însă marea mea bucurie a fost să vă spun, oameni buni, că trăim într-un program multianual. Din acest moment, următorii 3 ani sunt clari, știm ce avem de făcut, noi toți, ne putem programa cu toții când să ne cumpărăm mașină, nu ne mai e frică, nu ne mai e teamă că va dispare un asemenea program, pentru că el este pe 3 ani de acum încolo, până la sfârșitul actualului ciclu de electoral. În aceste condiții sau se mai pot schimba condițiile în și mai bine, poate, la anul? Se schimbă în și mai bine, pentru că planul are o evoluție crescendo, adică în fiecare an se mărește suma alocată programelor Rabla și Rabla Plus, mai ales la Rabla Plus va avea loc o creștere. În același timp se îmbunătățesc condițiile de predare ale mașinilor, pentru că, mă rog, s-a prelungit perioada în care poți să fructifice acest voucher și se va prelungi în continuare. De asemenea, s-a prelungit perioada în care poți și trebuie cât de târziu să predai mașina la casare, de s-a prelungit și această perioadă. Aici vom mai vorbi, Radu, lipsesc însă celelalte legate de poluare, vorbesc de taxe și taxa de matriculare și impozit, care sunt celelalte două componente care lipsesc în momentul de față, asta ca să avem și noi un, mă rog, un parc auto mai decent. Îți mulțumesc, Dan Vardie, pentru toate precizările. Eu aștept momentul ăla în care te duci, îți predai mașina veche și îți dă una electrică, fără să mai trebuiască să plătești tu absolut nimic. Poate îți dau și un bonus de mulțumire. Mi-a zis că asta nu se va întâmpla niciodată, probabil, dar lasă-mă să visez. Dan Vardie, mulțumesc, ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Autofan. Numai bine! La revedere! Pentru ei, nu pot, nu există. Nu încerc, nu e o opțiune. Ei fac diferența între posibil și imposibil. 17 zile de speranțe, performanțe, spectacol sportiv și fair play. Trăiește bucuria Jocurilor Olimpice de iarnă la știrile Europa FM. Știrile care contează.